cari copii, bine ați venit la canal Albert Ulce! Astăzi, după cum vedeți, Albert este singur. Singur, singur. Dar el va face un video interesant. Ce vom face noi astăzi, Albert? Challenge. Un challenge, mămica a pregătit pentru el. Albert dorește ceva gustos și el să-i cumpărăm de la magazin. Iar noi ne-am gândit ca să facem pentru Albert o mică loterie. Priviți ce avem pe masă. Pe masă noi avem niște plicuri cu câte o surpriză. În fiecare plic se află câte un produs. Spre exemplu, în acest plic se află un produs, însă cantitatea lui este mărită de 3 ori, deci într-un plic este un produs, doar un singur produs, două produse sau 3 produse. Mămica le-a amestecat și vom vedea, Albert, ce produs va alege și în ce cantitate. Să vedem ce va alege Albert și după aia noi mergem unde, mami? La magazin să cumpărăm, așa că rămâneți cu noi. Albert, la 2-3 și te gândești bine, bine, bine și dăm start la loteria noastră. Care va fi primul produs pe care îl vei alege și ce cantitate, mămică, vei alege? 1, 2 sau 3? Să vedem ce va alege Albert. Deci Albert a ales acest pliculeț. Să vedem ce este acolo. Hai, mami. Albert deschide, are emoții, da? 3! 3? Să vedem! Deci Albert va cumpăra astăzi 3 banane. Dar putea să cumpere o singură banană sau două banane. Au mai rămas 3 plicuri cu 3 produse diferite. Să vedem ce cantitate vei alege și ce produs, mămica. Repede, să vedem. Acesta îl alege, ok. Să vedem ce ai acolo. Ce ai câștigat tu? Să vedem, mămica. Ce avem? 3 iar. 3 iar? Trebuie să cumpere 3 cutii de iaurt. Albert, Albert iubește foarte mult iaurt. Bravo! Deci, să vedem ce va alege Albert acum. Care alege, mămica? Pe aia, ești sigur? Da, sunt sigur. Hai să vedem, să deschidem și să vedem ce avem acolo. Eu cred că 2. 2, crezi? 1. 1! Albert va mânca doar o singură înghețată. Yes! Bravo! Înghețată una. Și acum, copii, a rămas ultimul plic. Să vedem ce va alege Albert și ce va fi acolo. A doilea va alege. Cred că 3. Să vedem, Albert, câte 3. 4 nu sunt, doar sunt 1, 2 și 3 produse. Două produse, să vedem ce este. Albert va cumpăra 2 acadele. Super! Două bomboane, mămică, din alea mari, gustoase, vrei? Mămică, sunt foarte fericit. Mulțumesc pentru voi, pentru această surpriză. Acum mergem să luăm banane. Să vedem unde sunt banane. Wow, aici sunt banane. Gustoșiele. Câte banane? Dă să vedem aici, pe plicuri. Are un tichet al verde, 3 banane. Trebuie să leagă 3. Așa, 3 banane. Mergem să cântărim, da? Noi cu Albert vom lua un iaurt, da? 3 iaurt. Avem 3, 3 cutii de iaurt. Albert a luat 3 cutii de iaurt și banane. Acum mergem mai departe.
am venit la dulciuri și vom lua pentru Albert acadea. Câte, mămică, acadele trebuie să cumperi? Albert mănâncă înghețată. Gustășenie adevărată, da, mămica? Cum ți-a părut? Noi deja am ieșit din magazin și am procurat pentru Albert aceste produse. Albert este încântat și mergem acasă să facem un ceai și să mâncăm. Da, mămica? Ceva bunișor. Mulțumim, tati, pentru că ne-ai adus la magazin. Și Albert, ce vrei să spui tu? Mulțumesc! Cui mulțumești, mami? La părinți mulțumești? Ți-a plăcut surpriza? Da! Pentru că Albert e bolnavior, noi ne-am gândit să-l înveselim și să-i facem o surpriză plăcută, mai neobișnuită. Și Albert a câștigat la loterie niște produse superbe, da, mămica? Bine, noi vă spunem! Pe curând și nu uitați să vă abonați la canal! Albert, curgeți! Să puneți like și să scriți în comentarii! Cine mai mult iubește, înghețată, scriți în comentarii!